Conferința forțelor de dreapta este gata de parafare. La Alba Iulia a avut loc azi o întâlnire decisivă între reprezentanții PMP, USR și ai Forței Dreptei. Mai multe detalii aflăm de la președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac. Bună seara, domnule Tomac! Domnule Tomac, bună seara! Vom reveni la acest subiect. Vă reamintesc că Alianța Forțelor de Dreapta este gata de parafare. De altfel, vorbim despre un eveniment care s-a petrecut la Alba Iulia în cursul zilei de astăzi. A avut loc o întâlnire decisivă între reprezentanții PMP, USR și ai Forței Dreptei. Așadar, din moment în moment ne va spune mai multe Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară. Dacă am reușit să refacem legătura, ne auzim, domnule Tomac. Bună seara! Vă rog, spuneți-ne mai multe despre această întâlnire. Am considerat că în această perioadă când puterea nu trece decât din minciuni și încearcă să mascheze realitatea, cel mai bun răspuns pe care îl putem da este să încercăm să unim forțile politice de dreapta. Pentru că președintele Iohannis ne-a spus că în mandatul domniei sale nu se vor mări taxele și impozitele, însă românii trăiesc cu tot o altă realitate. De aceea cred că este foarte important să începem toate vocile credibile de dreapta să le adunăm sub același steag în anul 2024. Astăzi, la Alba Iulia, în Cetatea Unirii tuturor românilor, am dat acest semnal împreună cu președintele Drulă și credem că este foarte important ca partidele noastre, partidele de dreapta, din opoziție, să strângă rândurile astfel încât să le ofere românilor o alternativă credibilă și puternică în 2024, pentru că este clar că PNL nu mai are posibilitatea să vină în fața românilor cu nimic nou, după ce a spus în 2020, votați PNL, scăpați de PSD. PSD trăiește din minciună în minciună și evident că avem nevoie de un pol politic de dreapta, cu viziune, cu un program de guvernare realist, pliat pe realitățile României și, evident, pregătiți de toate cele patru bătălii electorale pe care le vom avea în 2024. Mulțumim foarte mult!